Oare începe cu unul. Probabil că voi aveți mai multe persoane la Bucheș. Slăviți să fie Domnul. Auzi? Număr de 12. Și ar fi mult de vorbit cu numărul ăsta de 12. Așa că e un număr apostolic. Un număr de creștini. Așa că biserica se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Întrebare, e poruncă botezul să ne botezăm? Auz? Oamenii care știe, da? E poruncă. Trebuie să ne botezăm, nu? Am putea să spunem că botezul de creștin, botezul creștinilor, se află în Marcu, sau botezul credinței, mergem acolo, să dăm câteva detalii despre acest botez, pentru că avem oameni care vor să se boteze. Înainte ca să ajungă ei la botez, trebuie să le dau o altă informație, pentru că e bine că se botează. Și noi, la rândul nostru, ne-am botezat. Numai că oamenii noștri ne-au învățat, o înainte de botez trebuie învățați, o după botez, oamenii trebuie învățați. Ce trebuie să facă și cum trebuie să se poarte. Și Dumnezeu știu că lucrează în linia aceasta cu lucrătorii și cu învățătorii bisericii. Și ei are grijă de mielușei, miei și, cum să mai spun, oi. Așa. Oițe. Așa. Dacă ne uităm la Marcu 16:16, acolo vedem botezul legat de mântuire. Că va fi mântuit. Apoi vedem botezul legat de credință. Cineva crede. Așa că botezul e o poruncă. Înainte ca să intrăm la botez, auziți prin ce vine botezul. Prin cuvânt. Prin Evanghelie. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea. Cui le-a zis? Ucenicilor. Astăzi cui le spune? Nouă. Să nu stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, nu? Ce să mergem și să o vorbim. Și la ceilalți oameni și care va crede, nu? Și se va boteza. Ce va fi cu el? Va fi mântuit. Și când le spune mergeți în toată lumea, apoi le spune să facă ceva. Să propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Fie că-s negri, fie că-s albi, fie că-s americani, fie că-s rom. La orice făptură. Deci să nu se țină în evidență națiunea sau culoare, treapta sau nivelul, ci la orice făptură. Mergem bine? Mări să fie Domnul. Și că m-am gândit că dacă frații au aici lucrare de botez, să vorbim un pic de botez. Nu e așa? Așa. Apoi, botezul, știți cu ce se aseamănă, nu? Cu moartea Domnului Iisus Hristos. Asta mergem în Romani 6. Să ajutăm frații să audă și ei ce se întâmplă. Am învățat de la Pavel că și neputință trupească să încerc să vorbesc. Și dacă-s bolnav. Așa că nu îmi permit să mă plâng pentru că alții sunt mai bolnavi. Așa că eu să mă pocăiesc eventual. Roman 6 e prezintă în următorul fel. Când spune nici de cum noi care am murit față de păcat. Cum să mai trăim în păcat? Asta e condiție
înainte ca să te botezi? Asta e condiție ca să înțelegi că trebuie să o termini cu păcatul. Momentul ce ai decis ca să faci botezul, momentul ce vei intra în staul oilor și a turmei, momentul ce vei intra în biserica Domnului, va trebui să te porți frumos. Și Doamne ajută-i la ăștia care se vor boteza. Apoi zice că nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Așa că noi când murim, odată am fost morți în păcat și acum iară murim a doua oară față de păcat. Deci asta e faza ca să intrăm spre pasul a ne boteza. Apoi zice că noi deci prin botez în moartea Lui am fost îngropați. Acum haideți să vă prezint Sfânta Treime. Păstorul, candidatul și apa. Sunt trei. Nu? După aia se prezintă și Dumnezeu, tot cu trei. Iisus, omul și Duhul lui Cel Sfânt. Mă înțelegeți? Asta e lucrarea care se va întâmpla cu omul care spune Ioan că după botezul acesta de apă trebuie să primească omul botez cu Duhul Sfânt. Așa că tot în trei se lucră normal. Apoi noi primim îngropare și cred că oamenii ăștia care se vor boteza vor primi această îngropare că au murit față de păcat, s-au lăsat de păcat, s-au mărturisit și se lasă. Deja ei sunt morți față de păcat. Și păstorii o să îngroape când îi bagă în apă. Asta înseamnă ce spune aici în Romani. Așa că, dragul meu, tu nu vei mai fi tu care ai fost, ci tu ai murit față de păcat și vei primi îngropare când te vor băga păstorii în apă. E bine să vorbim și lucrurile astea în felul acesta, ca oamenii care se botează să cunoască. Apoi o să vă mai prezint un botez, pentru că așa lucrează Dumnezeu tot în trei. Că-i Dumnezeu, lăudați să fie El. După ce Iisus ne botează în Duhul lui Cel Sfânt, apoi vine acum Duhul lui Cel Sfânt să ne boteze în cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot în trei se lucrează. Că așa a format Dumnezeu lucrarea lui cea sfântă. Să fie în trei. Și eu cred că cei care o să vă botezați o să primiți Duhul Sfânt. Că aveți oameni aici care îl au pe Duhul Sfânt și Dumnezeu nu s-a schimbat. Mai este un Pavel și pe vremurile noastre că spune că când și-au pus mâinile, oamenii au primit Duhul Sfânt. Și auziți ce zice în Corinteni? Aici eu l-am numit pe Duhul Sfânt botezător și el botează Duhul Sfânt. Și auzi cum e aici? 1 Corinteni 12:13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh. Mă înțelegeți? Dacă Iisus e botezătorul, și Duhul Sfânt botează. Dar știți unde ne botează Duhul Sfânt? În cuvânt. Iisus ne botează în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne botează în Iisus Hristos în cuvânt. Așa că botează-ne Duhul Sfânt. Amin. Știți unde? În cunoștința Scripturii. Aici ne botează Duhul Sfânt. În cunoștința Scripturii. Amin și pe tine, frate Gianni, fii bine cum. Apoi mai dați-mi voie să mai vorbim despre botez. Botez. Și botezul ăsta știu că nu vi-l place.
Numai va trebui să-l avem și pe ăsta. Vorbește, Doamne, Iisuse. Când spune Iisus, voi puteți fi botezați cu botezul cu care am fost eu. Și ce botez ia, mă? De martir. Martiraș. Martiraș. Așa că nu are rost, dar totuși mă uit numai așa, trec, că vreau să mă opresc la alt botez. Așa. Sunteți aici cu toți, da? Amin. Să nu cumva vă piptisez. Poate că voi v-ați învățat că sistemul meu a predicat să strâng tare, dar nu mai pot, gata. Bine a fost cât a fost. Așa că lăudați să fie Domnul. Ei, că nu poți străga, te ajută cuvântul, lăudați să fie Domnul. Glorie Domnului. Așa. M-am uitat la Matei, unde spune Domnul Iisus despre botezul de martiraj, că este un botez de martiraj și cred că nu mă șală gândul și viziunea despre botezul acesta. Așa. Și mai ales că știți cum e, când filmările sunt pe tine, te vede întreaga Europa. Și dacă nu știi să vorbești de aici, știi ce apare la mesaje. Prejudecăți. Cine l-a pus și pe ala? Că ala nu știe ce vorbește. Așa că, fraților, dacă vă permite să veniți aici în față, nu-i rău, haideți! Numai să vorbiți bine! Lăudați să fie Domnul! Așa că, dacă nu voi găsi botezul ăla de martiraj, atunci voi pleca la celălalt botez, botezul cu foc, și ala se află la Ieremie. La Ieremie 20:9 mă voi ocupa acolo de acel botez, că știu că frații găsesc. Nu-i vorba de asta, nu-i ceva greșit. M-am uitat aici la Ieremie și parcă i-am văzut botezul lui cu foc. Botezul cu foc. Dacă zic nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi numele lui. Iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Caut să-l opresc, dar nu pot. E botezul lui Dumnezeu. Botezul cu foc are două înțelesuri, necazurile și problemele, și apoi botezul cu foc mai înseamnă dorința pentru Dumnezeu. Așa că unii s-ar putea să aveți botezul ăsta cu foc, dorință pentru Dumnezeu, a face ceva pentru El, și oameni care nu poate să stea nepăsător până nu fac și ei ceva pentru Dumnezeu, înseamnă că au parte de acest botez. Așa că botezul cu foc nu înseamnă numai necazurile, problemele. Botezul cu foc mai înseamnă și dorința asta. Asta era o dorință pentru Dumnezeu. Zice că Ieremia căuta să-l oprească, dar nu putea. Așa că, fraților, dacă Dumnezeu v-a ales, dacă Dumnezeu v-a chemat, căutați să-i faceți voie. Căutați să-i faceți lucrare. Voi nu știți ce înseamnă să fii bolnav și să te ridici în mijlocul oamenilor. Înțelegeți? Așa că v-aș îndemna să, cum a spus fratele nostru în seara asta, în an nou, să începem o viață. Vieți noi. Nu mă simt bine. Simt că deja transpir rău. Dar știu că dacă Dumnezeu va voi să mă ieli de aici, facă-și să voia Lui. Eu trebuie să mă pocăiesc că am auzit în seara asta un cuvânt. Nu știi ce se ascunde în anul acesta. Apoi nu știm pe care le e Domnul. Și că condiție e poruncă de botez, trebuie să ne botezăm,
Și cu asta vreau să finalizez, închei, pentru că nu mă sunt bine. Marcu 16, din nou mă întorc înapoi la 16, pentru că de aici am început. Așa. Mări să fie Domnul. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și apoi auziți consecința. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Aștia sunt oamenii de afară care l-au respins și nu cred în Dumnezeu. Vedeți, fraților? Dar auziți ce ne urmează pe noi care l-am primit. Și avem botezul cu foc, botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu apă, botezul cuvântului Dumnezeu. Iată semnele care vă vor însoți pe cei care vor crede în numele meu. Nu mai pot să vorbesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu mă sunt bine. Hai da, frate, și microfonul. Și cred că Dumnezeu îmi primit. Amin.